Hai că poate mai aleg și eu câteva igre. Voi vedea. Bună ziua, suntem la pregătire la pește aici. Pregătire mare. Uite și mă luăm să te pregătești. Să-i tai puște așa, să-i curăț de solți. Avem pe domne acolo, proastă cutie, bă, frate. Deci proastă cutie, m-a dus să cumpăr altă. Știu că aveam una mai bună, dar nu știu până ne-am pus. Aveți grijă ce cumpărați. În altceva, dar iese pe cutie afară. Ia. Filmeze pește. Frate, pe... trebuie să caut aia, mă. Mai am eu cutie, dar de bun, ce mașină am pus. Păi, ăla nu e bune, mă, pili. Da. Uite ce cutie. Proastă, rău, frate, nu se închide. Da. Acum să fac pești. S-a desfăcut cutia. Ia în curăță, dar mi-a înghețat mâna. Din cauza unei cutii care nu se ambalează. Ia uite. Să trebuie mai domnul Isma. Am fost de noapte de muncă și ieșea foarte colegea să fac niște treburi, ca să zice. O cutie proastă, rău, nu știu că mai avem una mai bună să ne pun de găsit. Merge pe dracu, a intrat, mi-i pun pești. Merge, dar mi-a înghețat mâna, că trebuie să-i curăț pe ăștia, să-i scot și să iau solții și să-i pregătesc de macerat, așa, de marinat, cum se zice, nu-i mai bag la conservă. Și dacă mai bagă, îi ții o ură, dar acu' e mai acceptabil, nu bate vântul azi, e mișto la Ștefănești. E mișto la Ștefănești, da, vestră. Ia, puțin rece, bineînțeles că omul nu și n-ar strica. Oi, cum merg nori frumos. Bine, pe stai. O, ăsta stai. Prezentare de natură. Și acum să vedem, să facem pești. Mai vorbesc eu cu băieții. Acum vine primăvara. Acum vine primăvara. Deci ce am zis de că să mai facem? Să mai luăm solții la pești ăștia. Da, regi rău, mă, pești ăștia. Cum să zic, foarte rece, nu se mai stricau ăștia. Să pățăm la vară cu moștile, cu căldura, o să avem de purcă cu ăștia. Trebuie să-mi iau niște cuțite să le ascut așa. Poftim? Noi până în aia, cum să-i dau, păi nu tot eu iau, mai cădea câte unul așa. După ce rezolvă ăștia, încerc să sunt pe gagiura, nu? Și după aia mă duc la el. Fii atentă, vrei să prăjești niște carași, a? E bine că fac afară, că sare, slozește pădări, eu uite. Să mă duc pe la ăla, să degeaba cu busielul ăla. Eu, frate, ce am mai scos omul ăla? E pe a treia săptămână. Soarele mai pripește și mai frumos. O, că vine februarie, 7-8-9-10 grade. Și după februarie vine primăvara, la revedere. Așa în ordine. Iau solții de pe acolo, oricum îi fac de marinat. Păi nevastă, pe la marinat s-ar putea să am ce întrebuie, mă, să-i bag direct la marinat. Eu n-am făcut niciodată, mă duce mama să o plăbesc. Pești la marinat, ia mai făcerea. Eu n-am făcut, dar acum ce să fac, nevoie-te, învoați. Nevoia te învață. Mă
Mai dăm și la pisicuțe să mănânce. Azi e totuși bine, cred că mâncă bine rupeștile astea. Mare vijelie aia să-l deranjez. Stătea nici montura aici. Am invitat pe Nea Gigi de la... să vină și la... Am fost să plătească permisul. Nea Gigi, am dat pe la filială. Când ne-am întors, am dat pe la filială pe la Olt. Și Nea Gigi are pe 70 de ani și la Pitești a plătit 37 de lei. Și de dus să-l luăm 40 de lei, că a zis că e tot 37. Și la Slatina a trebuit să dea... La Slatina trebuie să dea 75 de lei. Că pentru pensionări nu contează. De la 75 de ani, până ai 75 de ani mai dai 10 lei, până atunci dai 75 de lei. Mai pus alii niște bani și a plătit lunecică 75 de lei. Pensionarii la Pitești la 70 de ani de 37 și la... Azi că cont diferă de asociații. Înainte era altă lege, era cu că ai făcut 70, dar nu mai dai niciun bani. Ofertă așa, nu acolo să dea vreo 10 lei și nu știu, până la 10 lei, știu, până atunci bătrânești acolo, până pleci la domnul. Avem un pescar să apropie, cred că, dă, că nu dă 90. Mai trecut timpul și pe alea. Ce 90 de ani. Să vedem cum facem marinata asta. Deci... ceapă. Ceapă avem. Ceapă. Morcov. Dar cred că deocamdată îl pregătesc așa și... mă bag la marinata mai după masă, mă duc să văd ce-a făcut ăla cu sia. Mașinile astea. Eu și eu mașinile. Hai te domnește. Dacă nu rupe ora ăla, pe aia să vedem. Am început să fac musculițele pentru țaparine, să știți. Că idee. O să mai intru de seară, mai după masă pe live, ca să mai lucrez la ele. Am făcut 150 momentan. Mai am 450. Fac țaparine. Uite ce dogoare soarele pe spate, aici mecherie. Deci aveți grijă, nu cumpărați cutii din astea, că eu o să vă trebuie. Cumpărați cutii. Trebuie să pregătim și pești. Acum avem bucătă. Hai că au fost niște băbuși chiar mișto. Bă, și multe ne-am luat acolo în față, până la sunt câteva. Deci azi în 20 sau 19. Parcă 19, nu? 19. Cu 12, 31. Mai sunt 12 zile și se închide la ștuc. 12 zile și se închide la ștuc. Thank you.
Pe borcanul ăsta trebuie să scriem noi ceva. Marinata mai folosește și oasele. Bun, și cu toată, nu? Ce aer condiționat bagă. Doamne. Bă, păzui niște culori de-astea urâte, cam închise, așa. De-a du vreme și arăta niște culori de... Pe un sistem de-astea de val, de fric. Mai unde? Până săptămâna viitoare. Noaptea minus, 9 minus. Eu să nu fiu atacat de... Hei, care ești pe aici? Leopardul sau... Eu... Atacat de leopard. Aia zic că așa și ține, n-am ajuns la... Capitolul tăieri. Încă mai fac la pește. Babuștile astea. Hai să trecui la pregătire, că s-a dus problemele pe aici și deja și pe afară pregătesc pește ăștia, mă, așa de marinat de cuantitate la babușcă. Nu mai prăji, nu mai face nimic. Marina. E zis să eu, că nu mai prăjesc, poate bag o tigaie așa. Că asta e frumoasă. Nicu, hai mă că bag o tigaie la prăjeală. Ce? Una singură, o tigaie. Care e mușchi pe astea? Care e mușchi pe astea? Am s-o tigaie, nu stric. Deci trăgeam și o speranță la căldură, că mai ardea o leacă soarele, dar nu prea ianuarea asta, nu prea vedea. Noaptea minus 9, minus 10, ce văd, deci o așa întâmplă, da? O să mergem în Cipru, da? În Cipru sau la prietenul în Franța. Așa, doamne, închisoarea mondială. Trebuie să mai mă izolez, că aici e frig. Veni așa, văd tot frigul ăsta. O, ce culori urâte era, mă, pe violete închise. Negre. Asta e frig. Frig polar nu mai e. Mă zic, dacă a făcut să găgeam. Mașina, dacă... Că fi reușit și altceva, că azi că e mecanic bună.
un mecanic bun. Da. Știi cum mecanici ăștia? Da, am dus să se ia de mâine, am dus. Mai mergi și tu cu ea acum, că aia bagă ca lumea căldură. Nu ca supernova mea, bagă. Se schimba ca la sfer și pe asta, mai stă mea acum. Că e frică că lucrești cu pește ăștia în apă. Și să faci nu s-a răzbun sus pe telefon la acolo. Nu s-a răzbun, păi ăla e oricum îi proteja. Lucește, uite, uite ce s-a răzbun. E măcar ca... Păi nu trebuie făcut mămică lume. Că trebuie să... Te spusei că fac aia. Păi e de muncă, ce este. Dar este ceva mișto. Marinat, aranjat, lucrurile și-o de sort prima. Nu să-i bag cu sos la marinat. Asta e ghinionul, stau eu aici. Asta e ghinionul. Dau mai repede, de mâine. A venit pe... Ce oră e asta, mă? A, e de vreme, nu a venit prins. Mai încălză, mai plăs. Tu fii anunțat la Pitești. De vilbă aici până în găleată. Ce bășură cu tine. Dar să ne muncinei vilbă. O, ăștia mișcă. Nu e bună cu tine. Vede să mă bocălesc. După ce că dai 5 lei sau 7 lei. 5 lei cu cutie. Nu e bună deloc. Au și firme de zile. Îmi dau seama. Las-o la pe aia. Las-o la rău treabă. Intre pe mașină, pe-n toate lemne. E și bun bucătărie să construie și recăză. E fără, da, patrule, da, știu. Dă o leagă de căldură imediat, a plecat la din bar. Așteptăm să mă scoată ăștia. E niște la lucru. De noapte și eu mai intru mâine seara. Thank you.
uite că am fost cu Gicola Tăpătelor masă bună și noi după lucru cu caraș, cu ăștia, n-am prins nimic. Pregătiți, am prins tipul de acolo. Uite, prinde așa. Două, deci, mai întâi o leacă de răbdare. O leacă de răbdare să treacă și ianuarie asta. Februarie, ce că e mai bunicel, mă. Puțin așa e prognoza. Și e prognoza. Cântă păsărică, mă. Trage primăvara. Tot așa e atât de frisă. E soare cu dinți. Să știu despre ce e vorba. E bună că se mănâncă în 2-3 săptămâni. Și marinat asta. Cineva al băga, al mai prăjea, am văzut pe un videoclip. Ia uite, bă, a venit soarele. Soare, hai bă, să călzește-o și povreole, călbeuze. A venit soarele, mă. Uite, a ieșit soarele din nori, așa. E și nu are șansă. Crescă cu un grad, două. Bine și așa o jumătate de grad. Cu zis să mai mă încălzesc pe
plumbul de la soare. Insesizabil. Deci așa, controlul mondial. Niște bucăți sunt cam strâmțe, așa bucănce, nu prea sunt de ele, știi? E parderna, dar trebuie parderna mai mare. Că sunt strâmțe, ei nu mai circulă în sânge, dacă se bă și o șosetă de vână. Bă, treaba. Păi e cazanul plin aici. E cazanul plin, ne-ar vrea să le fac, am zis să le fac marinat, așa. Așa arată căpturile. Dar am zis să trăiți. Uite una mai mare. Dar am zis să le fac marinat. Uite. Închițarea noastră sunt pe farpa și mi-a fugit viermii de până ăștia. Și veni să-i fac afară ce de solți. De-abia acum mai lipește o leacă soarele. Deci a ieșit frumos, mai ales că am dat până la 1 și ceva. Și a fost și urât cu vigilii cu alea. Și fără nadă. Azi e zi frumoasă, chiar dacă e o leacă rece, dar măcar mai vijelie aia să mai simți. Ai simți, vei? Nu vă duserați la răpitor, Mica? Păi e 1.500.000, 150 de lei. Merită. Ați văzut ce somn a luat de 48 de chile? Deci încă oltul mai are pești și de ăștia mari. Dar adevărul e că trebuie dat după ei. Trebuie să-mi iau și eu un vaporaj din ăla. Un vaporaj cel mai bun. Noaptea vin răpitorii la mal, stai frumos pe taluz, duci cu vaporajul. De exemplu, duc babușca asta cu vaporajul, o las acolo și ori am ștucă, ori șală, ori somn. Stai frumos pe mal, la bambine, o să fac niște pescuituri de astea, dar trebuie să-mi iau un vaporaj din ăla. Nu mai ai grijă, adu-te cu... A dat un gagiu la guliște, a luat vreo 7 șalei după mal. Și vara, când nu prinzi nimic în mal, trebuie să te duci cu barca, pe curenți, pe praguri. Și a adus-o la vreo 300 de metri, a luat vreo 7 șalei. A stat eu. Vedeți, foarte bună șmecheria. Dau alea că să... Să tai pește ăștia, ca să i-am pregătit pentru niște marinate. Să bag la borcan așa. E mai ușor și nu mai e așa, deci... Că și conserva și dacă ofer mai puțin să rămână pește lichid decât întreg, trebuie... Să o videzi. Trebuie vidat.
Hai să trăiți. Uleu, ce faci, mă? Ia, bă, că a fost urgentă, mă. Urgență, mă. Mi-a dat ăsta o cutie, 5 lei, să o arunci de tot, să nu luați acea ceva. Că nu se închide. Sare în sus de colțuri, deci că a intrat de la cine. Și mi-a fugit zembic pe un pește. La nevastă, ce faci aici, dormi în timpul și aia fuge pe pește. Da, mă, nenea. Ca să vezi lucrări. M-a put de marinat. Să vedem tura viitoare, deci nu mâine. Ce e mâine, mă? Azi e miercuri, liber, joi de noapte, vineri dimineața. Vineri dimineața. Mai acum au venit și niște cârlige să fac muște. Dă lucru și până astea. M-am vreo 600, m-am vreo 450. Să fac și eu un stoc așa, adică cum ar veni. Un stoc de stoc și să mă duc la ăla cu mașina mea, cu a patria săptămână de asta. Așa de meserieș. Așa de meserieș, am zis că... M-a sunat acum 5 zile să zic. Dom'le, l-am făcut, pornește, dar mai tușește. Mai lasă pe la mine. Nu mai răspunde nici la treaba, trebuie să mă duc pe la mărăcine, nu? Ce să vă zic, Supernova merge. Și acum poate așa pe gerul ăstea, că s-a anunțat și minus 10 grade. Merge săraca Supernova. Și n-a mai mers kitul ăla de acum, s-a schimbat kitul. Mașină românească bună, bă, dar... Ce să faci cu... Mașină românească... Mai găsesem una cu popcorn din ăla. Popcorn... Foarte important. Așa, bus. Ce mai avem noi, băi? Să mai strâng din nou. Că mă apuc de tăia. La bibanul. Preleviu. Solzi. Așa, niște biban pe acolo. Oricum s-a făcut o solză de mei ce dâmpte. Da, deci să începem cu... Ce mai încep? Da, ce-i dau jos. S-am curat așa cât de grei. Începem... Ala, cu ce să mai începe? Că m-a luat rigul de bă, dar... E tot înghețat pe cete. Înghețat, măi! O să o strâng și o ajut. La căză. Să strâng ceva la căză. Uite, mă, ne-a lipit o captură de captură. Numai pentru bucăți astea, dacă te aduci. Frumusețea e cea mai mare. Așa, stai să mă ascult eu cuțitul ăsta puțin. Mă ascult cuțitul ăsta puțin. Nu-l ce-o dă. Mai mă încălzește. Începem cu bibani. Deci pe ăsta trebuie să-i oare pioarele. Stai să facă niște operații aici. Nu mai o să-l zi, dai să iau oare pioarele astea. Așa, mamă ce rece. Ați auzit că a murit un doctor? A murit un doctor? A înnecat cu barca. Înnecat
plecat cu barca, bă. 42 sau 43 de ani, zise nevastă. Bă, știi că a murit un doctor necat cu barca? Păi dacă a intrat el iarna, acum mai sunt unii care intră iarna acum. Era și ăla în decembrie, în ianuarie, în început de ianuarie, cu barca pe... Să juca pe Golești, trecea, zicea că e vara. N-avea vestă de salvare, n-avea nimic. Deci n-avea nimic, a? Și să risca să treacă el așa, Golești, că are încredere în bărci. Mă, trebuie cu ei încredere. Cedează o supă pe ceva, ai căzut în apă. Jumatea Goleștiului, nu mai faci, e ipotermie, nu mai ești tu până la mal. Ei, a căzut cu o stică la 40 de metri și el la 300 ce face? Nu, stai mai duci, mă, te vârzi, te zbați, stai inima, te duci la fund și te-ai necat. Nu faceți prostii, că eu am căzut tot în greșeală, dar măcar la mine era temperatura 12,7 și n-am făcut ipotermia, zis. Dar acum aș termina, mai intru eu cu barca acum. Sau și dacă vrei să intri cu barca și ai nebuni în cap, ca mine, așa, 20 de metri pe lângă mări pe acolo. Și barca de siguranță, ca a mea, nu toate făpturile care să... cu petice pe ele și cu aer în ele. Ce aer se poate desumfla? N-am intrat eu, mă, cu de-aia de agrement. La scrumbie și a treia oră intram cu ea umflată și ea să desumfla. Să muia balonul, n-am mai avut curaj, îți dai seama, și n-am dat după mă. Că de-ai pe acolo, n-ai bine. Să-mi fac eu o podină mișto la... Asta acum și n-am mai întreabă. Oricum nu intră acum. Ce-o fi pe... Spre... jumatea lui Marte? E Cristi, ești cu ăla, tata? Vine Cristi, cu trebuie videoclipuri. Vine închisoarea mondială, trebuie să ne bage chipuri ăștia, tu n-ai auzit? Străinii ăștia trebuie să ne bage niște chipuri. Așa va fi pe planetă. Extraterestri bagă. Și ăstea ar fi... Vaccinurile. Da, vaccinurile. Sunt niște soluții cu niște numere pe ele. Niște. Poate să te citesc. Deci că sunt invizibile în leve. Tehnicii extraterestre, că extraterestre îi coordonează pe ăștia. Să ne pună nouă chipuri de control, dar Dumnezeu, șeful extraterestrilor, să nu punem. Mai bine murim și câștigăm viața, e altă aia veștică. Decât să facem ca draci și ca conducătorii pământului. Că și ăștia merg în tuneric, nu trebuie să vă speriați. Să ziceți că sunt ei cineva și știu ceva, nu sunt și nici nu știu nimic și nici n-am credință și fac tot dracu-i conduce să ne distrugă, înțelege? Deci recomandarea mea că la aia nu pui nici vaccin, nici ciupur. O, ce că e Omicron, bă, dracu, nimic. Mai minciuni și manipulări. Ia uite, bă. Manipulări, dar l-o diavol. Nu a venit și moartea tot așa tot de la dracii ăștia, vin. Acum ce să facem, că suntem cu străși de Fiul lui Dumnezeu, căci că a venit și dacă ne-a spus, n-avem ce să mai zicem. Că dacă nu venea, nu aveam probleme, puteam să ne injectăm, puteam să facem ce vreau. Acum, suntem ca la ananghie așa, să, cu alegerile. Aia e simplu, da. Cine pune semnul fiarei, va avea parte de împărăția veșnică. Vrei să avem parte de împărăția veșnică? Nu punem un semnul fiarei. Vedeți că ăștia vin cu minciuni. Și cu prorocul mincinos, mai citeam în seară, cu prorocul mincinos, face semne și minuni și păcălește lumea. Să se închine fiarei. Și să accepte semnul ei, cu mâna dreptă sub curte. Semn care e chipul ăla, dar am înțeles că a făcut vreo 1 miliard de chipuri.
trebuie să mai facă vreo 7-8 miliarde de chipuri. Teoretic, dracu vrea să ne subjuge pe toți, nu? Mai de și face 1 miliard de cât suntem atâtea face. Cine nu alege, e treaba mea. Nu aleg eu, e treaba mea. Pentru mine, să-i nu mai facă de acum. Satanul, deci, fac unul mai puțin. Că nu sunt interesat de afacerile tale. E scroace. Asta mai trebuie să mă duc și pe la extraterestri pun ea, cine și pun ce. Pân ce subsoluri te mai bagă și ea pe acolo. Da, am văzut niște filme, în realitate, bă. Eu veniți să părăi, socra, pe unde o fi? Nu știu. În ce celule. Mai să plimbă și pula mea pe acolo. Complicată viața asta terestră și extraterestră. Nici nu se arată ăștia, știi, ca să zici, uite bă, dracii, bă, a venit pe aici. Se arată, sunt baniți. Merge așa, ci că nu există ei. Ei zic așa, noi nu existăm. Nu, da, nu mai voi sunteți oamenii atât. Noi ne-am făcut noi așa. Așa suntem înșelți. Că ne-am făcut noi ăsta. De ce nu avem putere atunci să mai facem ceva? Să trăim veșnic, de exemplu. Să găsesc unul vreo formulă și atunci crește eu pe ăștia ca suntem noi. Crește eu pe diavol. Diavol, am înțeles, noi suntem aia puternici. Dar de unde e că nu e? Relația. Asta cred că are minus 5 grade de pește. S-a stat la caldură acum, s-a bufurit de aia. Și așa zic că e o lecă de muncă, da. Cu o grămadă de timp și cu ăsta. Cauza la vierme ăștia, oricum trebuie făcut. Dar fiindcă ai trebuit mie, trebuie să facă afară. Gata, am luat aripierile astea ca să fac și bibanul. Stai, stai, că te adică acolo. Începem niște lucruri acuși. Unde mai aruncăm noi? Apele, bă. Eu zic, bă, e un căpățână. E bă, căpățână în spatele tău. Uite, mă, că au lapte ăștia. Hai să-i păstrăm. Sunt mâinile. Degetele roșii de la... Degetele roșii... La frig... Ce nu-ți place căpățâna? Uite aici, mă rog... Mai creștem și găinile... Uite, mă, ule... Ole, ia să le băgăm pe ouă aici, nu-i cu bibani, oricum mă duc, hai soare, mai baște ce, oricum trebuie să mă duc pe la, să vă țin eu la curent mai după masă, mă duc după ce termin pacile, pregătesc pește ăștia să scoată icrile și cu lapții, și după aia, și mă duc la ăla, mai intru eu pe ăla după, la 2:30 așa. La 2:30 așa, nu? Știți de ce, ca să... Acum am dat muncă și... Vă zic ce am făcut cu ăla cu sielul. Toți ăștia au fost masculi, bă.
Uite, acum a început să mai se simte o leacă de călbrică. O leacă. O idee, dar e foarte bună. Deci eu când de dimineață l-am făcut. Am găsit mașina cu icre. Am găsit una cu icre. Este le băgăm toate. Astea sunt delicatese. Băgăm aici. Ange de bibancă, dacă știu că am prins. Așa mă, domnul, bravo. Mulțumesc, domnule, că e o leacă de căldurică. Uite. De lapte. Așa, domnul. Mă uitai la ei, nu prea aude zien de apă în cane de aruși. Tăierea ei de... Așa cum s-a dus ăsta, băi. Ia și pe asta. Să ajung două căpății. Asta are lapte. Aha, ia uite mă. Aoleu, ce mi-a căzut ăla. Stai că vreau să-l iau pe laptele ăla. Îl spăl eu, da? Că după ce mi-a n-are nimic. Așa, bus. Și de mâncare la găi. Bă, chiar începe să fie mișto. Chiar e mișto de la pește. Moment. Chiar e mișto. Chiar adună și icre. Opa. Nu ți ce ăștia, uicurile ăștia. Abia aștept februarie. E mai cald, știi, februarie, așa, am văzut pe internet. Fără de niște bocași ca lumea. Niște bocași ca lumea. Aoleu, știi ce trebuie să mai iau niște cârlige de lemon, nici că am unele de astea, de unele am băgat. Vin în căci. Mai am niște cârlige. Să vreau să fac niște linii cu muște. Să mai mă joc și eu, că atunci am dat și am luat 5 la rând. Sătura trecută aveam niște dăle de biban mai mari, nu? Nu la alea prinsețe, știți când am făcut eu muștelele, mașina două alea negre și cu ruș. Da, nu, mai degrabă negru. Nu știu, galben. Să încerc și pe galbenete și tare icre. Gata, am rezolvat cu bibani. Ce să-i mai fă, mă, îl bag așa la măcerea de zi. Păi da, nu, ce să-i mai face. Mai tăi cu ăla? Hai să-i tai și cuzile. O să nu zic careva asta că o curcă coada, că burcă coada. Coada și atât. Aha, a început să încălzească soarele. Bun, normal. El se apropie cu zi de zi, se mărește ziua, ne apropie de soare, dar... Mai e vreun val de ăsta de pe la ruș. Aola, să dă și o picior ca băbărță, tăci. Nu, să tăci, nu. Că dacă nu te miști, stai să te ating normal. Încep să înghețe.
Noi vorbim de afară aici, dar că am căzut în apă. Jumatea Guleștiului, nu vă riscați, eu așa vă zic. Mai intre unii după ștuci cu barca acum. Să nu intri în jumate, ia, că mai intri tu. Și 100 de metri, da, să nu fie valul să căzni. Gata, mă, deci bibanul e pregătit pentru... Bibanul e pregătit. Trage ceva la cozi de biban? Lămâciu. Așa, frate, ia să vedem altă specie. Tot ce zice de... Altă specie asta, tot la macerat asta. Tot la marinat, ia să vedem. Carasul n-are icre. Nu e perioada carasului de icre. Mă așteptam eu la atâta bucătărie. Ce-i mai tem? Hai pe spate, mă tem și pe să mă cereză. Scurg eu cu șira. Buzător eu. Te-am să tăi bătocător. Tăi bătocător, hai că... Și coada la fel. Mă, ce coada tare are carasul ăsta. Puteți, deci că tăi hierbită. Asta e înguții corect, aia, adică. Că avem pe alte. De lucruri. Și până. Da. Am marinat. Știi, carne. Ca urși. Ca Tarzan, așa se băgăște. Carne ca Tarzan. Acum o să-i bag niște oțet din ala de vin și că trebuie să mai fac pentru conserve din astea. Execuții. Că dacă lovește molele capului, nu mai are. Să mai ai mișcă el. Cum carasul să-i prindă oase. Aici să alegi de vie în mare socotă. Sunt curios la marinat cum o fi. Facem și noi probe. Trebuie să tăiat coada acolo. Marinat. La măcelării. Măcelării. Că a început să mai ardă soarele așa una. Ardă.
Teoretic să ardă, dar zic așa. Să simte căldura. Să simte ulecă căldura pe... Ăla știu că îi place carasul. La cine îi place carasul, mă? La som și la șală? Ce le place oasele astea de-n caras? Îi prinde oase. Le place să mănânce de-asta crocant, așa. Crocant, așa. Ciudată, șmecherie. Iar veni și norul să te bași tu aici, așa că intră norul. Terminat, ne pripește soarele. Să-mi iau un scaun mai înalt, bă, că mi-am un... A fost bunicel el, da. E cam mic. Cam a plecat. Și să-mi iau lanseta el altă, că s-a rupt în vârla aia, să vedem pe unde e și... Că-l mai găsesc și vârful ăla. Că nu... Te mai tăierăm, mă, și astea. Pioarele astea. Nu știu de pioare, bă, și nu știu. Ăștia mari. La conducere am înțeles că prin oraș. Bucur să dau de el. Uite. Deci ăștia sunt purcei, da? Deci sunt purcei. Oricum, cu care zic a lumea astăzi, eu le-am zis că e mișto, că mă uită pe internet. Mai am o jumătate de găletă și gata să trăi. Mai am o jumătate de găletușă. Termin și ăsta. Pe masă să-i bag la...
Eba la marina, îți fac și o ceapă alea. Se merge? Să-i dau două căpățâni. Știi cum se zice? Să-i dau două căpățâni. Ei, Floru. Floru, nu. O botezai, zisei floarea. Ai florii cicul ăsta. Dar mai repede și mai demai. Dar mai repede, ne mai iasă. Zise și de bambușca asta. Și la babușcă. Hupa. Ia să vedem. Are icre, vedeți? Sunt icre de babușcă. Ce trebuie să mă pe telefonul ăla? S-a râs mișto. Nu e mă că are plastice de ăla. Nu să mai ia lupul ăla. Să ia drogul. Să ia. Dai seama, mă pregătesc de marinat acum, nu mă pregătesc de socata. De dragi. Ce să faci? Să-i luăm aripilii. Uite așa. Frumoși pe astea. Pe toate, că le băgăm la borcan și noi. Trebuie să le punem în semne, bolet. Să punem la supernova în semne. Că nici nu știu. Nu merge kilometrajul sus, să-l am la micul jos. Și nu știu cât să schimb distribuția. Bine că a avut omul carte și i-a scris pe... Uite, bă, ce icureuri astea violete. Ai văzut așa ceva? Uite. Violete. N-am văzut icre violete până acum. Icre violete de babușcă. Interesantă chestie. Asta nu știu, mă. Eu n-am făcut niciodată. Cum să bagă? Să bagă întreg așa? Bagă întreg? Nu știu, să mă vorbesc undeva. Hai că bățelnii pe acolo nu se mânci. E că bățelnii acolo ce rezezi, da. Salam, ce? Ei, salam! Pisica asta nu mă înțeleg de loc. Ce pământ te bagi? Castron! Hai! Au, bă, nu curăț eu. Dar de-a mea îngheța mâinile, trebuie să mă dezgheț. Le arunc afară. Asta relaxe. Opa. Să vezi că se prăjește să fac cu... Așa.
Hai să intrăm la bucătărie. Bă, dacă facem și noi câteva borcane, oricum trebuie să le punem etichetă. Astea două săptămâni, uităm pe acolo. E ceva domnul că să faci asta. Du-te la pește, prinde pește. Din nou acasă pe pește, le bagă. Mai bine luăm noi ăla așa din ei. De la alimentar. De la alimentar. De la alimentar. Uite, este mai maronie, așa, azi. Uite și noi, uite, ceașcă de icre. Bună, dintr-o ceașcă de-asta mică, să face un bol din ăla mare. Frumos exemplar ăsta. Hai mă, soare, mă, hai mă, că mă bazez pe tine, mă. Mai dai și mie un grad aici, așa. De tot. Dă și mie un grad. Am pus asta pe telefon. Asta pe telefon, Leo. Crare mare, băi. Crare mare. Să le arunc la găine afară acolo. Le arunc la găine afară acolo. Ăsta are burta mare, bă. Deci nu au câteva borcane bune. Ce văd eu pe aici? Să luăm mațiile. Tăi așa. Ce de icre are una de asta? Pe cât se închide pescuitul ăsta? Până aprilie încolo. Pe 10 aprilie. Poate mai mă duc la Orbesca pe acolo să mai bag o partidă la Caraj și mi-a, știți? La Caraj, la Orbesca, să mai bag o partidă de-aia mișto. Cu Caraj. O să vorbesc cu Maria, să vedem ce. Mai dă două leacă soarele să mai... Review și eu, adică să varză pe aici. Că stăm aici așa. O oră, mă. Două oră stau aici ca să vești. Să fac la pește pentru marinat. Bine, mai adun și o icre. Dar uite, chiar acum arde soarele pe ăsta. Pe plovăr așa. Intră după aia, după ce termin eu lucrarea cu pește aici, de marinată. Deci să merită, chiar să merită să vă duceți la un pescuit de babușcă. Dar vedeți că au trecut jandarmii pe acolo. S-a uitat la noi, uite, au icre, este. Chiar să merită să faceți o treabă. Ca și dumneavoastră, niște magneziu. Stai să vedem. Niște magneziu de-astea. Natural, dar mai găsi unele violete, unele maro, așa. Uite, bușco. Și icre maronie. Să vedem dacă mai putem să iau aripiorile după ce ai scosui toate astea. Să că s-au ce și ne Marian pe la o parte de pe acolo. Ia să vedem. Să vorbesc cu Nanel, să vedem dacă după ce și-l zilele astea.
Mă, soarele mai pripește la noi, naște, mă, nu? Mai pripește așa. Bun. Ia ce mă. Nu că mai avem aici niște, niște bucăți, că iese ceva, două, ceva borcane de marfă. Marinată. Ce faci? Iar bagă aer condiționat. Ce să nu... Ia uite bă, ce dă icrare ăsta, bă, ce... Ce dă icrare ăsta scoase, fide. A ieșit și pe o parte și pe... Carnea... A ieșit și pe o parte și pe... Chile de babușcă. Și noi o ceașcă acolo. Mă, mișto e. Te-ai umplit, ce este? Amoane și bătrâne. Pescare americană. Vine ea și pe riba, dar mă știe. Vreau să mai încerc la viitoare, dacă merge asta, dacă o termina saltelile. Am pe un prieten cu saltelile. Merg mă la pește, păi ăsta am luat de locul saltele. Am înțeles. Dacă termin salteaua până vine. Doamne că vine, mă. Pește, aoleu, ce mișto arde soarele pe ăsta, bă, e nemișto, dacă ne-am cu fața acolo. Încălzeam și eu la mâini. Dar e bine și așa, ce să mai zici. Că simt căldura în spate. Deci așa să știți, azi pe 19 căldură la Ștefănești. Uite, grilii. Peștele pe aici. Aula, ce vreau mai merge. De trebuie să-i și aripioarele astea. Pe masă, intră mă la ceva mai lejer. Dau o tură pe la bancii, mă. Acum dau după două. Căzut peștele, băi. N-are nimic. S-a încălzit, mă. S-a încălzit, mă, s-a răcit. Ia să răcit. Ia să cel mai mișto de extraterestri să uită și nu dă niciun ban. Da. Extraterestri să uită și nu dă niciun ban. Ce-i mai șmechi ăștia? Extraterestri ăștia. Suntem la niște marinată de marinată de pești. Bă, și ce mă lasă și pe mine somnul dormeau și eu așa bine să mă odinesc. Că am fost de noapte când încolo, uite, eu ieri mi-i pune găletușa. Nu, că treia făcuți, astea sunt icre. De babușcă. Amor. Arde soarele pe spatele meu. Și o
Asta băgăm la macerat. Arde soarele pe spate, ați văzut așa ceva? Să nu cumpărați cutii de-astea proste, că e jale. E jale cu el. Mai am o babușcă de-asta mare. Dacă o avea și asta. Icre. Oricum e ceva micălă și la meseria asta de bucătare. Bucătare trebuie să le fac pe toate. Și pescar, și cameraman, și bucătare, și șofer. Trebuie să le fac pe toate, eu n-am. Să-i pregătesc în sloiște, a stat pe acele bucătărie. Dar curios lucru, bă, ce simt căldura de la soare pe spate. Chiar mișto, să știți. Chiar mișto treaba. Ia uite, bă, da și musca. Bă, musca. O, l-o dă musca, bă, știu. Ați văzut căldura ce a adus? A adus musca, bă, aici. Uite icrele. Am luat borcan de amestecături. Dar nu contează. Am boxez. Nu dă pum, dar încasez. Mă, chiar mișto, frate. N-am ce să zic de soarele astea. Bravo, soare. Mulțumim, domnule, că mai ajutai. Câteva raze pe spate de soare. Ați auzit că s-a necat un doctor? Cu barca și a murit. Nu vă riscați prin ape reci, prin jumatea barajelor, acum iarna când faceți hipotermie, domne. A căzut ăsta la 40 de metri, s-au întins după un pește mare și au căzut amândoi în apă. A stat 3 săptămâni în spital. Și când acum mai scădea temperatura 2 grade, erau morți. L-au extraterestri. Concluzie. Concluzie că e l-au extraterestri la cazanie. Deci are și asta o leacă de icre violete. Uite-mă. Ce cântăm, mă, Pit Palacu? Deci eu vreau să fac niște de alea. După masă, mulțumim pentru like-uri. După masă, cum mă duc eu pe la 2:30, așa, mă apuc de băgat peștele astea. Să fac și eu, cum am văzut rețetele. Marinat. Las-o că nu mai uită, dar m-am uitat pe internet la niște rețete. De marinat. Am de lucru, trebuie să mai lucrez și la moștea mea. Cu marinata cânco, moștele cânco. Jobul cânco.
Și o ferie acum. Zic ăștia de la Bolș. Hai să vă zic un pont mișto. Să vă zic, mare atenție, un pont mișto. 54 de milioane. 54 de milioane. Cum să zic, de lei. 54 de milioane de lei în 2 săptămâni. Dar la care s-a mers și 300 de kilometri. 300 de kilometri pe zi. Ce însemnează? Am fost cu niște băieți la pescuit și unul de ei lucra la Bolt. Și a zis că e așa mișto pe aplicațiile, dar nu-i treabă. Ia comenzi una după alta și prietenul meu la taxi, nu prea mai merge treaba, în 3 ore a luat 2 curse. Stă să chinui pe acolo, abia face bani pentru șefii. A zis că 2 luni mai stălăște să mută și el la Bolt. Am și eu o invitație să mă duc să conduc. Deci ca să știți, ne-a povestit băiatul ăla. Vorbeau între ei așa și am auzit o informație. Cam cât merge la voi treaba? Cam cât să câștigă? Bă, nene, în 2 săptămâni am luat 54 de milioane. Dar ce, am mers și 300 de kilometri pe zi. Da? Da? Păi vină cu au leacă cam peștile și ia pisicile. N-avem câine. E legat, e unul mic legat, n-avem treabă. Nu zici? Marș dacă la... Uite la muncă de la domiciliu. Marș, fă-te acolo. Da. Uite ce am venit. Marș, marș de acolo. Eu după ce l-o trăs acolo. Așa. Ce faci cu alea? Pe care? Păi alea le arunc. La găini. Le arunci? La găini. Le mâncă găinile? Da. Ai găini? Da. Îmi dai și mie câteva. Dau și eu la o pisi. Da, uite poți să iei de acolo. Auzi, am fost duminică pe deal. Așa. Și am văzut și eu porumbe. Merge vin să fac din el? Vin? Da. Da, merge. Acum n-am eu nimic, nici știu și ești tu ocupat. Vreau și eu să fac așa. Zi. Din clip acolo și să mă duc și eu să adun. Păi e simplu, că vinul e aceeași rețetă. 80 kg, o găleată de aia 10 kg, 9 de zahăr, deci 9 de fiecare. 9 kg de zahăr? Da, așa am văzut. Ăștia zicea 10 de zahăr și 2, nu, 10 de măcea și 12 de zahăr. Eu am cam băgat 9 cu 9. A dat megeana de 5 metri și 4 lămâi stoarță și băgate în ea. Și pui 2. Păi da, acum am făcut, am scos ăla, că dacă îi pui tifon, îți iese oțet. Foarte bun. Uite, acum eu peștele ăsta al bala marinat și pui, trebuie făcut 500 de mililitri de apă și 250 de mililitri de oțet. Dar eu o să-mi pun oțet de al meu, de măceaș. La reutărie, am vrut să beau dimineața, pentru de acolo, pe reutărie, cred că are 30 de grade. Păi stai un pic. Că am băgat multe în păi sunt două variante. Poți să faci și oțet. Tu măceșe? Da, foarte bun. Și în porumbe? Da, oțet. Că îi pui tifon deasupra. Cineva face și vinde foarte bine și consumă. Nu, dar uite, eu bag la marinat acum. Bagi la conservă, bagi la salate. Cel mai șmecher. Pentru organism. Cel mai are toate substanțele și mineralele. Cel mai șmecher. Eu n-am acum, dacă aș avea să vând 10 tone, le vând pe toate le vând. Ce? De oțet. Păi vinde prietenul meu. Unde vinde? Oriunde vinzi. Îl capsezi, faci mișto, faci ăla. Dacă să-ți faci lucrare ca lumea, ce vine. Cu faca aia, cu vin, cu damigean. Numai cu oțetul nu am nicio treabă. Eu am stat în damigean acolo un an de zile, de decembrie până acolo, l-am scos în ianuarie. E super tare. Că de ce să-mi vechește de aici și mai bun. Face gelatină de aia. Ce faci afacere de șmechere rău? Că de ce să-i dai măceașa cu 3,50 lei ăla și trebuie adunate, alea frumoase, greu, adică muncești cam pe nimic, fii atent.
Dacă uite mai bine aia, stai... floarea din cap, să nu, puneți... nu, nu, nu la vin. Cumpără unii măceși. A. Îți dă 3-4 lei pe kil. A, nu. Și domne, clasa întâi frumoase, neu... A. Nu. Păi și e muncă drăgeabă de muncești pentru ea. Că poți să-ți faci și oțe și vin. Și nu cum faci peștele ăla? Îl bagi la marinat? Îl bagi la marinat, da. Îl pregătești? Soacra mea făcea. Da, îl pregătesc, iau aripioarele și îl las decât carne. Carnea cu corpul tot. O să-l spăr și după aia îl bag la marina. Oh, păi când ai fost la... Ieri am fost. Ieri? Frumos. Ce e ăsta, mă? E amestecat și carasă și babușcă și biban. Dar are oase, nu prea, nu? Păi are. Ăsta micul nu prea e ce să faci, cam la conservă merge. Aha. Ai pe ăsta mai mare și... Păi da, îi bag pe tot la conservă, la macerat. Că ăsta trebuie să-l ții 2 săptămâni la burcă. Ce? Peștele? La macerat, da. La marinată. Îl bagi frumos cu ceapă, morcovi, condimente, pește și ulei și după îl bagi la... Îl pui în burcă. Asta e ruptă, nu? Nu mai ai nevoie de ea. Nu mai ai nevoie. Am și un pisic. Ia-i, să mănânce. Și uite, bagă... Nu, bagă și... Dacă te vom dărea să ți le pun. Ia ajunge? Ajunge. Îl dau la gât. Foarte bine. Așa. Și vreau să fac de-asta, de marinat. Trebuie să scriu pe el, să vedem, că zice că după 2 săptămâni se consumă. E păcat de el, că e pește natural. Adică, și ăsta cu câte îl dai kilogram? Ce ăla? Pește. A, da, cu 15 lei la care icre. Uite, am scos o ceașcă de icre. Uite aici. Păi, uite, bă... Da, icrele e separat dintr-o ceașcă, de-aia face dicta mai bolul, da. La 15 lei, că e... A scumpit toate și... Bă, și nici nu prins prea mult, dar am prins 3-4 kg. Dar știi, nici nu prins prea mult. Deci, 3-4 kg la partidă, investiția în benzină, 600 de mii. Nu se merită, cu cât să-l dai? Și 15 lei puțin, că e investiție mare, exact la... N-am zis eu, mă, nimic, dar eu... Păi nu, dar vreau să zic și tălui că dacă te-a pus și o să-ți vezi pe fiile altă lei, că câtă costă... Nu, dar stai un pic să spun, hai să spun o chestie, eu sunt la pământ cu bani. Nu pot să, nu-mi permit, dar altfel, cum? Ai găini multe? Nu, vreo 6 găini. Și mănâncă astea toate? Da. Peștele? Da. Căpățânile astea? Da, păi m-am și vreo 4 pisici. Ce alea? 4 pisici. 4? Eu am un pisoi negru. Da. Și o pisică altă culoare. Uite cum e la altă. Dus, da. Uite că e cu câini. Da. Păi vine acolo și așa. Păi și nu le dai și un vreo să mănânce? Le dau. Dar să terminată că am înghețat, sunt 2 ore aici așa. Mai transmis și în direct, uite, vezi, Stălica? Să mă uită 400 de spectatori. Fac lucrări mai multe, dar aia e cea mai șmecheră cu ăla. Eu nu mai am timp, trebuie să mai fac timp să mă văd să iau. Știi, trebuie să mai iau? Beau eu, mă, n-am treabă rău. Păi dacă ai zis că stai rău cu banii, e o afacere. Păi da, dar mă blochează la zahăr. De ce? Păi dă unde bănuți, să văd și eu acum ce faci. Păi dă bănuți să fac simplu. Iei pe alea și le vinzi. Ai făcut rost de bani după ce le-ai vândut? Ambele? Păi da, și acum măceșile sunt... au carnea în ele și acum sunt măceșile bune pentru dulceață de măceș. Este o dulceață de măceș de mor. Și le vinzi, ai luat banul pe ele, te luat zahăr, după aia faci combinația, faci bagi la vin și s-a luat oțet. 5 vedere, ideea e să ai damigeni, uite, să vorbesc cu sora, că mai trebuie niște damigeni. Că vreau să fac și de păduceal, de la de inimă. 5 vedere. Fac... Delicatețe, așa, încercăm și noi ce să... Dar e o lucrare, că e materia primă... Decât să te dusui, cum ar veni. Da. Bă, ce...
ca și la noi, materia primă trebuie să alergăm după ea, după pește. Da. Câte kilograme ai luat? Nu știu, adunate vreo 4 kg, nu cred că am luat mai multe. Dar la unul am plecat, că asta a fost de muncă. Azi noapte ai fost? Nu. Nu, ieri, m-a luat un băiat dimineața la 4 și la 1 de acolo am plecat, am pescuit, a fost o vigilie de murei. Deci, uite, am făcut niște filmări, niște astea. Și la 1 am plecat, a trecut ei să pună în Slatina să-și plătească niște permise de pescuit. După aia am venit la 4 și jumătate de ajuns acasă, în dormitor și am plecat la muncă. Toată noaptea a fost de noapte. M-am și serviciu. Astea mi le fac și așa în timpul. Aia am citit aseară pe internet pe ăla. Deci e închisoare mondială, adică dracu vrea să-i vaccineze pe toți, să le bagi niște ser cu niște numere în el. Așa, așa, pe internet? Păi da, cum? Nu mai să studiez. Păi da, cum? Păi da, așa, știe toată lumea. Deci ce fac ei cu știința și cu tehnologie, îi conduci de dracu toți. Da. Și face pentru injectarea asta este un, e unul, să ascultă o dată unul de lucru. Se numește, el zice, zero și închisoarea mondială. Să-ți bage substanțe de alea, particule de alea și cu electricitate în corp și îți bagă și anumit număr, dar nu-l vezi. Și după aia, din satelite, citește lecții. Știe numărul cu tare. Îți bagă anumite numere. Că sunt și alea pe numere, nu stai așa. Știu, dar stai un pic acum. Ăștia care te duci la medicul nostru și te vaccinează pentru COVID-19. Așa. Zine vaccinul 1, 2, 3. Da. Și că îți dispare oxigenul din corp. Da. În momentul în care zine 1, 2, 3, da, acelea sunt, cum spui tu, da, acelea sunt. E, da. Păi dar, de exemplu, medicul de familie are ce are și este un vaccin care știe ce conține medicul. Știe ce conțin, dar n-au voie să spună lucrare. Adică diavolul nu trebuie să se deconspire, dar eu ca copil al lui Dumnezeu trebuie să-i spun la un moment toate secretele, că eu asta e misiunea, să-i salve. Dumnezeu vrea ca adevărul să ajungă la toți oamenii. Ce înseamnă adevărul? Cuvântul și secretul. Eu ți-l spun, prin mine îți spune Dumnezeu. Stai să-ți spun altă chestie acum. Există un risc, eu mi-l asum. Cu moartea și cu tăierea capului. Dar eu sunt pregătit, că n-am nicio treabă. Dumnezeu mă ia, știu lucrurile, n-am nicio treabă. Așa. Dar eu trebuie să spun și să oamenii să afle, să salveze viața veșnică. Că diavolul, după ce ți-a pus chipurile, că o să fie tehnologia cu chip, nu o să mai ai mașină, bani, nimic. Atunci e lucrarea la încercare, nu acum cred, nu cred, vrăjeam. Și după aia trebuie să renunți la tot. N-ai renunțat, te-ai chipat, te-ai dus în iad. Aici e metierea, că n-ai ce să mai mănânce. Deci, atunci să vezi ce mumblă în pădere. Ai auzit că în Senat vrea certificatul verde? Păi nu dracu-i conduce. Păi... Dumnezeu zice că ei sunt slujitorii lui diavolul. Și ei nu poate să facă decât ce zice stăpânul. Un sclavul nu poate să facă decât ce zice stăpânul. Adică ei nu mai poate. Sunt blocați și dacă zice diavolul, bă, mâine... Mai preparați, că ei deja au făcut 1 miliard de chipuri într-un an. Ei lucrează acum, că îi puși de extraterestri. Și mai următorul an mai face 1 miliard, următorul, și în vreo 7 ani mai face 7 miliarde, exact cum suntem noi. Să avem 1 miliarde de chipuri. Și după aia bagă antenele 5G, dar ei lucrează și la antene acum. Știu, nu mai suntem 7 miliarde. E cât o așa, 6. A fost 7, 7 și... Și acum, cu COVID-19, să duc, ușor, COVID-ul e o escrocherie totală lui diavol, că el, Dumnezeu zice, el a venit a coborât pe pământ căutând, răgnind ca un leu și căutând pe cine să înghită. Și a păcălit pe toți conducătorii pământului și ăștia zis că a COVID. Și a venit la chipuri acum. Dar dacă îți opune chipul, el are dublu rol. Te controlează și mental și moral și la tensiune. De-aia spune, de-aia zice, soluția este vaccinarea, că trebuie niște substanțe de astea de electricitate care conduc satelitul, chipul, care este un mecanism și care trebuie să ajungă la inimă. Dar dacă tu n-ai vaccinul, cu unde trebuie să ajunge? Că n-ajunge. Trebuie să te păcălească să-l pui pe ăsta. E o lucrare complicată. Ție, ăștia, unde lucrezi, nu știu ce... Bucantă nu e. Nu e? Nu e. Și dacă ar fi să o ducem așa până în 7 ani,
când au venit cu implanturile totale, americanii au pus la unii suedezi, la unele firme, dacă n-ai de la... Ei și-au pus deja tehnologia și nu ai te dat foarte direct. În Suedia? Da. La căi furate, la o firmă. Și-a pus tehnologia, nu ai nimic cu ei. Ca să-i controleze, ca să... Nu ai, aia trebuie să acasă. Și când a venit ăla total, nu se duce, nu mai nu se duce. Cea mai mare chestiune care este la ora actuală... Păi totul e o minciună, deci noi suntem mințiți de toți. Știu. Ca să înțelegi o treabă. De toți conducătorii, suntem mințiți. Așa. Nu, dar stai un pic. Nu, ce spune e vrăjeală. În spate e planul ascuns al diavolului. Păi nu. Stai un pic. În momentul în care, în Anglia, mare cu capete... Păi nici, nici aia cu, și aia cu moartea e o manipulare. Ai auzit că s-au infectat 10.000, 50.000, bagă la cifre în ele. Exact cum a băgat la factura de curent și la electricitate. Ai văzut? I-a venit pentru două săptămâni 600 de milioane. Îi lucrează ca nebunii. Păi dacă merg toți în tuneri. Și sunt niște manipulări. S-a infectat la 10.000. Care 10.000? Dă-mi pe nume. Păi îți dă vreun pe nume. Că nu-i... Știi ce a zis unul care că dă salvarea aia, că aleargă după aia cu COVID-ul? Dom'le, ăștia aleargă de 2 ani de zile și n-are pe nimeni în salvare. Să aleargă la mișto ca un fel, dar nu se sperie lumea. Niște scroși ca să știu. Deci, oamenii lui Satana sunt mincinoși și e scroși toți. Nu trebuie să te crezi niciunul. S-a dus una, orice poveste pe internet, zice, bă, am luat COVID, pă, dracu, sunt niște simptome băgate automat, că el nu vrea să te omoare cu COVID-ul. El vrea să te injecteze, să-ți ia sufletul. Că dacă te-a omorât, nu ți-a luat sufletul. Că tu poate ai avut credință și ți-a luat Dumnezeu. Și te-a pierdut diavolul. Nu faci așa, diavol. Nu, el vrea să te ia pe momelă, pe bandea, să-ți ia sufletul. Și ca să aia trebuie să te injectezi. Acolo să te aducă. Nu stai... Și atunci bagă manipulare. Bă, s-a făcut 10.000. Mamă, să-l intră frica în noi. Hai, bă, repede, să ne vaccinăm. Și vrei, și la vaccin îți bagă el. Îți bagă soluții. Nu trebuie să... Și de la soluții care nu rezistă, să dă cu craci în sus. Știu, dar acum, medicul. Dar sunt medici care nu bagă. Cum îți explici? Sunt medici care nu accept. Ei știe care își mechire. Dar nici n-au voie să spună. Medicii sunt vaccinați. E, vrăjeală. Păi sunt unii care nu sunt vaccinați. Și nici nu se vaccinează. Că știe care își mechire. Băi, Gabi, stai mă un pic. Stau, dar asta e realitatea. Care a fost aici, doamna Udruiu, care a fost pe Ștefănești, da. A stat la Milano acolo. Așa. Și acum este, o cheamă, da, Udruiu, o cheamă, înainte o chema altfel. Sandu, Ilea. Cum? Sandu. Sandu, așa, așa, ei, aceea, aceea, în momentul în care nu se vaccinează când ea are pacienți care cu tare și cu tare, a, nu, păi da, n-a zis că nu e nici la ei obligatoriu. Ei oricum se protejează, mulți știu care e șmecheria și... Ei doar zic așa la mișto, pentru noi ăștia proști. Că ei, vorba lui nu, păi ce cum s-a injectat cu soluție, cu apă sau cu... I-a făcut care... o apicilină cu gentamicină și știu eu, că e minciună totul, dacă păi, da. Totul e minciună. Auzi, ce drept, în momentul în care manipulare bagă ăștia, acum... Că sunt ocultele, mai sus de fiecare țară, sunt ăia care conduc lumea, 300 și ăia 5 și ăia 1. Deci dracul lucrează de sus, la nivel mondial. De-aia zice, domne, păi au făcut specialiștii. Dar specialiștii în ghilimele, eu niciun specialist, eu sunt mai scoși să umore lumea. Bă, dar eu am auzit... Că diavolul e lucrarea lui diavolul, de extraterestră, nu e a oamenilor. Oamenii sunt și ei muritori ca noi. În felul următor, că certificatul verde care este, este... Uite, vezi că n-am niciun vizitator? Știi de ce n-am niciun vizitator? Uite, ai zis. Da. Păi sunt... Ăstea lucrează diavolul și cu serviciile secrete, știi? Și când află că spui adevărul pacte, se închide canalele și nu mai restricționează. Era unul la televiziune și i-a băgat pe internet, ca să nu mai ai o audiență, maxim. Și spun și ei pe internet acolo, la nivel mai mic. Deci toți sunt și-au vândut sufletul lui diavolul, ca să înțelegi. Care nu și-a vândut sufletul nu face lucrare, este în sistem. Că mai sunt și ăștia care au credință și nu toți polițiștii sunt de-a lui diavolul. Dar și care e al diavolului, ai văzut ce au făcut? S-au împușcat, s-au făcut, dă peste copii, face tot felul de... Păi dacă e pe diavolul nii și n-ai control. Că după ce ți-ai vândut sufletul, după aia deja ești, cum să spui eu, face diavolul ce vrea cu tine. Ți-a luat mintea, văd, prima dată.
după aia nu mai judeci, nu știu de capăt. Te și omoară și te duci în iad și te și omoară și n-ai făcut nimic. Ei. Hai. Mai am câțiva. Și el, ei se bucură pe părți, dar... Hai că am plecat. Auzi? Auzi? Că sunt momiți cu bani. Sunt momiți cu bani aici. Sănătate? Nu zice că banul e ochiul dracului? Deci nu trebuie să punem semn. Da. Na? Nu avem ce să faci. Mai am câțiva fost aici. Bine că sunt mai muiule. Care o cârtiele ea. Să vezi și una mai mare pe aici. Lași-o că s-a terminat lucrarea asta. Nu are nimic, a. Spăl și ai? Păi să că s-a dus să-și rupă de-al, că vrea să facă și niște vin de porme. Mă întreba pe mine dacă se face vin din ăla. Te-a strigat pe tine, te-a vin după? Da, spui să-i că vrea să mă întrebe ceva. Știi că poți să dea și la o pisică. Știi că poți să dea și la o pisică. Care cu lucrurile de avem micre aici. Ca să vedeți, de icre are o babușcă de asta mai mare. Ce separate. Asta l-am macerat. L-am marinat, Să iau și o... Mai am așa vreo jumătate de chiar. Eu toate aripioarele, una, două jos, una sus și coada și gata. Terminăm să curtele. Acum îl tăiem. O, asta vrem să mâncăm și noi. Borcan de marinat. Mișto. Ce avem aici? Atâți niște icre. Și astea micile, uite-o. Și astea micile, o icre. Așa s-a umplut cioșcu aici. Nu știu, ne? Așa puțin. Rămas doar de marina asta, corne, că asta n-a avut. Ia-s mai mici. Ia să ne vedem și pe astea. Astea sunt și fragile. Astea le-am mai băgat și pe la conservă. De ce v-am făcut stilul ăla? Că nu mai sună. Nu mai sună, băciu.
faci pe dreși. Faci pe dreși. Puși pră. Aici un semn. Să cotăm. Călduț așa, dar mai se apă nebune. Stai ca și timpul ăsta. Ce se face? E jumătate iarne. Continuăm și cu partea a doua, după două jumate, continuăm cu partea a doua, două jumate, trei frăceară. Vreau să le și bag la... Necristi, ce zici, măi, dai? Vreau să le și bag la burcan. Deci, ia pe niște morcovi, niște... Acum, măcar să-l pregătesc. Tăia aripiorile, am luat solzii, tăia aripiorile. Uite mațele, frumos. Frumos, ia. Am găsit niște icreci. Și mai găsit niște icreci. Uite-le. Așa, da. Uite la marinat. Ăștia mi-și nu mai le-au aripiurile. Nu mai le-au aripiurile, că n-ai ce să mai... Piure să mai stai de ăștia mi-și le-au căpățână. Trebuie să-mi fragete. Căpățână și scot-o alea, că mațele le las așa direct. Așa mă apucă... Mâine, cum mă facem. Trebuie să mă ajut, că e sfârșit aici. Păi la alea mari, păi da, până la urmă. Păi și noi dacă se... A început să ardă soarele pe spate.
temperaturi super. După amiază. Mă prânz zacuș. Dacă se mișcă și vine, e făcutic. Uite calul ăsta. Te miște. Uite calul ăsta. Amulea că se termină peștele de făcut. După ora 2:30. Să-mi bag peștele la macină și l-am marinat după 2:30. Că poți ține și atât la strofă. Da, da, lipioare care are o leculă. Lipioare. Încerc cu oțet ăsta de la mine, da. Da, mă, ce... Să te măcișe că e tare, da. Am gustat pe eu, am zis să beau peste mă acolo. O, ce hap de soarele, mă. Asta așa s-a cuprins că arde soarele pe... Cică... Trebuie, trebuie. A, cheamă după Leta, oleacă, Victor. Că am terminat peștele, gata. Stai să stau la soare, hai soarele călzește buidele astea așa. Stă cu mâinile la spate așa. Mamă, ce arde plovor, bă, iau foc. Ia uite ce arde plovul după mă. Hai. Vino cu ce. Victor, dă-i tu castronul ăsta. Așa. Să-ți mai dau ceașca asta, ca vin să mă spăl. Așa, Victor. Gata, mulțumim, bă, pe televizionare, revenim după 2:30. Țineți aproape. Țineți aproape. Oh my God. Da, și eu. Lasă, da, și. Am avut.